This is my second time in Romania. Pot să vă spun că sunt pentru a doua oară în România. I came in 1998 with our worship team. Prima dată am venit în 1998 cu o echipă de închinare. And we did, from what I understand, the first worship conference. Înțeleg că era prima conferință de închinare. So, and I've already shared this earlier, but I was really excited to be able to come back. Și mă bucur foarte mult că pot să fiu din nou cu voi. And my wife couldn't come on this trip. She came the first time, but we've been married 26 years. Soția mea n-a putut să vină de data aceasta. Suntem căsătoriți de 26 de ani. Which means yes, I'm getting old. Care înseamnă că da, înaintez în vârstă. Starting to have to admit that now. Trebuie să încep să admit acest adevăr. Okay, this workshop is called The Heart in Worship. It's all about relationship. Ce vom vorbi astăzi are de a face cu relația, cu relațiile, se numește inima în închinare. And I told Wayne earlier, I told Wayne that after last night and the powerful experience that we had. Vorbeam cu Wayne mai devreme că după tot ce s-a întâmplat aseară, acea experiență extraordinară. What is there left that I can say about worship? Ce aș mai putea să spun despre închinare? It's kind of like we had the dessert first last night. E ca și cum am fi avut deja desertul aseară. But anyway, I want to talk about some the heart in worship. Dar totuși să vorbim despre inima în închinare. If you look at your notes. Avem la notițe la pagina 13. Does everybody have notes or did you get the notes? Avem aceste okay. Cărțuli, da? Those notes, what you have there is an outline. Este doar o schiță ce avem aici. The notes you have are not complete. Nu sunt notițe complete. Just because I had gotten an email that said we need your outline in 1 week. Tocmai primisem un email înainte să vin aici cu o săptămână și mi s-a spus trebuie să ne trimiți schița seminarului. And at that time I wasn't even sure what I would be speaking on because I thought they were going to tell me, but then I found out that it was whatever I wanted to speak about. La momentul respectiv nu știam, mă așteptam să primesc subiectul, ceea ce se vrea să vorbesc, dar mi s-a spus că pot să vorbesc despre orice vreau eu. So I worked on my outline for a couple of weeks and sent it over here. Și deci am pus împreună această schiță și am trimis-o aici. And then after that I started filling in a lot, so you may need to take notes if you've got something to write with. Dacă aveți ceva de scris, poate vreți să vă notați câte ceva. The diagram in your notes, this is something that as I was working on this, the Lord showed me a progression of steps that we take. Dumnezeu mi-a arătat în timp ce mă pregăteam o progresie de pași. And so again the diagram there, this is what I felt like the Lord showed me. Și am pus acolo un chenar, ceea ce cred că Dumnezeu mi-a arătat. And then we'll talk about each one. Și o să vorbim despre fiecare pas în parte. But our journey with the Lord begins first with a relationship. Călătoria noastră cu Domnul în primul rând începe cu o relație, relația cu El. And then it progresses on to a friendship. Și de acolo merge mai departe la prietenie. And then out of a friendship, our heart begins to be formed for the Lord. Și inima noastră începe să fie formată din această prietenie cu Domnul. And that and some of this obviously as we talk about it you'll see it overlaps. Și vom vedea că multe din lucruri se suprapun. But out of our heart being formed by the Lord. Dar apoi când inima noastră este formată de către Domnul. Out of our heart is created the heart of a worshipper. Atunci inima noastră este transformată într-o inimă de închinător. And as we become worshippers of God. Și apoi fiind închinători al lui Dumnezeu. Out of that flows a reverence for God, the fear of the Lord. De acolo va curge reverență
pentru Dumnezeu, o teamă și o adorare. So let's look at relationship, and again, like I said, some of this you'll see it's going to overlap. There's not a definite line. Să începem deci cu vorbind despre relație. Și deci cum am zis, multe din lucruri se vor suprapune. But our journey begins by coming into a relationship with Christ as we receive him as our Lord and Savior. Când primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul nostru, acolo începe călătoria noastră, relația noastră cu El. You know, again, God desires a relationship. Everything flows out of relationship. Dumnezeu dorește o relație cu noi și totul curge din această relație cu El. And that's why I entitled it The Heart in Worship. It's all about relationship. Și de aceea am numit că inima în închinare înseamnă relație. Humility is the foundation of our relationship with Christ. Humility. Smerenia este baza relației noastre cu Hristos. You know, it requires humility to receive the Lord when este nevoie de smerenie atunci când primim pe Domnul Iisus. You know, one day we realize that life is bigger than just about us. Într-o zi noi am realizat că viața este se extinde dincolo de propria noastră persoană. And we need God and we have to humble ourselves. Și că avem nevoie de Dumnezeu și că trebuie să ne smerim înaintea lui. And so that's where our journey or our relationship begins with God. Acolo a început călătoria sau relația noastră cu Dumnezeu. Psalm 50:17 says the sacrifices of God are a broken spirit and contrite heart you will not despise. În Psalmul 50 cu 17 spun că un duh zdrobit este o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu disprețuiește o inimă smerită. Okay, so there begins our journey with Christ. Our journey with Christ begins out of a relationship. Acolo începe relația noastră cu Hristos. And as we continue on, we begin to develop a friendship with the Lord. Și continuând călătoria cu El, dezvoltăm prietenia cu El. And you know, for some, that very point right there might be hard to understand or receive. Pentru unii, acest lucru este greu de înțeles sau greu de primit. Some of us might see God as this big austere judge. Poate că unii îl percep pe Dumnezeu ca pe un judecător. And it is true, we all one day will stand before the judgment seat. E adevărat că într-o zi toți vom sta înaintea scaunului său de judecată. But that's not how God wants to relate to us. Dar nu în felul acesta dorește Dumnezeu să se relaționeze la noi. He wants us to form a friendship with him in our relationship. Dorește ca relația noastră să se aprofundeze într-o prietenie cu el. Because I think one of the things that'll happen is if there's not a friendship that begins in our knowing of him. Cred că dacă nu este o relație care să se dezvolte între noi și el, o cunoaștere a lui, we'll very quickly turn religious. Foarte curând vom deveni religioși. And what I mean by that is we'll find ourselves doing things to earn favor with God. Adică ne vom trezi că facem lucruri ca să câștigăm favoarea lui Dumnezeu. Just so that our conscience will feel better. De dragul conștiinței noastre ca să ne simțim bine. God's heart is for us to know him and Dar be Dumnezeu dorește ca să-l cunoaștem and be known by him. Și noi să ne lăsăm cunoscuți de el. And he will not hide from us. El nu se ascunde de noi. You know, the Bible says if we seek after him, he will be found by us. Biblia zice că dacă îl căutăm, el se lasă găsit de noi. In Numbers 12, verse 3 and 7 and 8.
În Numeri 12 cu 3 și 7 și 8. It says, now Moses was a very humble man. Se spune că Moise era un om foarte smerit, blând. He was more humble than anyone else on the face of the earth. Mai blând decât oricine altcineva pe fața pământului. And God himself said of Moses, he is faithful in all my house. Dumnezeu însuși a spus despre Moise că este credincios în toată casa lui. With him I speak face to face. Cu Moise pot să vorbesc față către față, a zis Domnul. For God to say with Moses I speak face to face. Dumnezeu a spus despre Moise că vorbeau față în față. Meant there was one a relationship. Înseamnă că aveau o relație apropiată. And two a friendship. Și deci erau buni prieteni. And as I said, by seeking him, we develop a friendship with God. Când îl căutăm, prietenia noastră se dezvoltă. And as with any friendship, it requires spending time. Și ca și cu orice altă prietenie, este nevoie să petreci timp împreună cu acea persoană. Just like some of you students that have been here for the last 4 or 5 weeks. Și cum e cu voi studenții care ați fost împreună pentru ultimele 5 săptămâni? Some great friendships have developed. Ați dezvoltat prietenii deosebite. And it came out of spending a lot of time together. Și este datorită faptului că ați petrecut mult timp împreună. It came out of having a lot of experiences together. Ați experimentat multe lucruri împreună. And that's how our friendship with God is developed. În felul acesta se dezvoltă și prietenia noastră cu Dumnezeu. You know, we get into his word in the Bible. Ne apropiem de cuvântul său, de Biblie. And we get to start learning of him. Începem să învățăm despre el. And out of his word he's speaking to us. El ne vorbește prin cuvântul său. And the whole time our relationship with the Lord is developing. Și în felul acesta relația noastră cu el se dezvoltă. So it's all about quality time. Deci este, se bazează pe a petrece timp calitativ împreună. And I'll also say this, it's over a period of time. Și de asemenea necesită timp dezvoltarea unei relații. You know, when you have a friend, and we're talking about friend to friend. Când ai un prieten, it can take time to really get to know that person. Necesită timp ca să cunoști persoana respectivă cu adevărat. To know their moods. Să-l cunoști în toate felurile. To know when they're having a good day or bad day. Și să știi când persoana aceea are o zi bună sau nu are o zi bună. Now God, I don't believe he's moody. Eu nu cred că Dumnezeu are toane. And I don't believe he has bad days. Nu cred că are zile proaste. But we do. Noi avem. And so as we're spending time with the Lord, as all of us know, pe măsură ce petrecem timp cu Domnul, așa cum știm toți, he's pretty good at showing us our hearts and more about ourselves also. El ne arată lucruri despre noi de asemenea, ne arată propria noastră inimă. 2 Chronicles 16:19. 16:9. 2 Cronici 6:9. For the eyes of the Lord range throughout the earth. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul. To strengthen those whose hearts are completely his. Ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreaga lui. We have a personal, intimate relationship with God. Când avem o relație personală, intimă cu Dumnezeu. Again, we are learning to cultivate a relationship with him. Învățăm să o cultivăm, să facem să crească această relație. I want to show you something out of Proverbs 3:6. Vreau să vă împărtășesc ceva din Proverbe 3:6. And I heard this a couple years ago. I heard a pastor, he was preaching a sermon. Am auzit că cu ceva ani în urmă, în timp ce un pastor predica. And this verse here that I want to show you is not really what his sermon was about. A folosit și acest verset, cu toate că predica lui nu era din acest verset. But he briefly read it and explained it. L-a citit rapid și apoi a început să le explice. And then he moved on. Și apoi a continuat cu mesajul său. But for me it was a total new revelation from God. Dar în momentul acela, pentru mine, a fost o revelație nouă de la Dumnezeu. And I found that the Lord kept taking me back to the scripture. Și văd că Dumnezeu mă duce din nou și din nou la acest verset. And this is what he was wanting me to learn.
Și Dumnezeu vrea să mă învețe ceva anume. It says, this is Proverbs 3:6, it says, in all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Versetul zice, recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. And you're probably asking, what, how do we tie this together with knowing God or developing a friendship with God? Cum legăm asta de cunoașterea lui Dumnezeu sau dezvoltarea prieteniei cu el? Well, this is what I learned. Iată ce am învățat eu. In this passage, the word acknowledge is derived from a Hebrew word which means yada. În acest pasaj, cuvântul recunoaște derivă din termenul ebraic yada. The word yada means know, to know. Care înseamnă a cunoaște. It means not just know about. Nu înseamnă doar a avea cunoștință despre ceva. But it means to intimately know as deep as you can possibly know. Ci a cunoaște într-un mod intim, atât de profund cât e posibil. So, in all of your ways, know him. Deci cunoaște-l pe el în toate căile tale. He will make your path straight. El va îndrepta cărările tale. And again, it's not just know. Let's take it back to the friendship. Vis-a-vis de prietenie. If you want to really know as your relationship with a friend is developing, cum se dezvoltă relația ta cu un prieten aici, and for that friendship to develop, there has to be a more and more you're getting to know that person. Ca să se dezvolte, trebuie să o cunoști pe această persoană. Let me give you another example. Să vă dau încă un exemplu. If you went to a big shopping center. Să zicem că mergem într-un centru comercial imens. And in the shopping center was a famous movie star. Și este o vedetă de cinema acolo. And some way, somehow, you were able to go up to them and get their autograph. Și cumva ai reușit să ajungi la această vedetă și să obții un autograf. And for 5 minutes, you were able to stand there and talk to them. Și 5 minute ai avut ocazia să vorbești cu vedeta. And then a week later, you were at a dinner somewhere. Și să zicem că o săptămână mai târziu luai cina cu cineva. And there were 4 or 5 people there, and you told them that you had met this movie star. Împreună cu 4-5 persoane și le-ai spus că ai întâlnit această vedetă. And then well, okay, let's say you're at this dinner and these people were talking about this famous movie star. Sau să zicem că aceste persoane din jurul mesei vorbeau despre acea vedetă. And you said, and then you spoke up and you said, și atunci tu zici, well, I know that famous movie star. I met them at the store the other day. Cunosc pe această vedetă, ne-am întâlnit la centru comercial. I talked to them for 5 minutes and got their autograph. Am stat de vorbă și am primit un autograf. You would be telling the truth, right? Tu spui adevărul, așa-i? You met that person, you could say, hey, I know them. Poți să spui, am întâlnit, cunosc persoana asta. But do you really know them? No. Dar nu o cunosc cu adevărat. And so this word know, in all your ways, know him. Acest termen aici de a-l cunoaște în toate căile tale. That's not the kind of know that we're talking about. Nu este genul de cunoaștere despre care am vorbit în ilustrație. The kind of know that we're talking about is that you know, that you know, that you know, you intimately know and your best friend. Și acest conotație aici este că cunoști într-un mod foarte intim pe cineva. And I'm spending a lot of time on this for a reason. Și insist asupra acestui aspect cu un motiv. The Lord is saying here, in all your ways know me. Domnul zice, cunoaște-mă în toate căile tale. And I will make your path, your journey straight. Și eu îți voi netezi cărările, îți voi aranja călătoria. And the full working out of this verse could look like this. Și am putea zice așa cu privire la acest verset. In all of your days on your journey. În toate zilele tale în călătoria vieții tale. Which I see as you're going and you're coming, your day as you go through your day. Pleci și vii, fiecare zi în parte.
Maintain your intimacy with God. În fiecare zi să menții intimitatea cu Dumnezeu. Because that's the kind of know we're talking about. It's that intimate knowing of. Despre acest gen de cunoaștere vorbim, o cunoaștere intimă. And again, that all ties in with, you know, that all is the part of developing our friendship with the Lord, knowing him as our friend. Acest aspect face parte din dezvoltarea prieteniei noastre cu Dumnezeu, și anume să-l cunoaștem într-un mod intim. And I'll show you this, and I won't spend a lot of time here. O să vă arăt ceva și să mergem repede. But in Hosea 6, în Osea 6, it says, let us press on to acknowledge him. What verse? Cu versetul 3. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Okay, that word, does he the word acknowledge in there? Mm-hmm. Okay. That word acknowledge in Hosea right there 6:3 is the same, has the same meaning. Termenul în original este același pentru să cunoaștem. Yeah, it has the same Hebrew meaning yada, which means know. Este yada, care înseamnă a cunoaște în profunzime. So here again we hear the Lord say, let us know the Lord. Să cunoaștem pe Domnul. Let us press on to know him. Să continuăm să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Okay, so we've established a relationship with the Lord. După ce am intrat în relație cu Domnul. And out of that relationship, we have a friendship that is ongoing and developing. De acolo se naște o prietenie care este continuă și se dezvoltă. And as our friendship is being, as our friendship is increasing with the Lord, our heart is being developed. Și pe măsură ce prietenia noastră cu Domnul crește, inima noastră, omul nostru interior se dezvoltă. And we've heard it all these last 3 days long, it is all about the heart. Și am auzit zilele astea în continuu vorbindu-se că foarte mult contează atitudinea inimii noastre. The heart, really, that's what makes the difference. Inima este foarte importantă, asta face diferența. If we play these songs without our heart being engaged, dacă cântăm toate aceste cântece fără să fie implicată inima noastră, they're nothing more than songs. They don't mean a thing to God. Nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu, sunt doar niște sunete. But it's our heart that he's actually after, not the song. Dumnezeu se uită la inima noastră în primul rând, nu la muzica noastră. And so I'll say, with our heart, we worship what we value the most. That's what we worship. În inima noastră, ceea ce prețuim cel mai mult reprezintă lucrul la care ne închinăm. Matthew 6:21. If you want to read it, where your heart, where your treasure is, then where will your heart also be? Matei 6:21. I'm sorry, maybe you just interpret this. Matthew 6:21, for where your treasure is, zice că acolo unde este comoara ta, there will your heart also be. Acolo va fi și inima ta. So here's a question that the Lord asks all of us. Și Domnul ne întreabă pe fiecare. And this is a question I believe we're going to hear over and over and over again in our whole life. O întrebare care o vom auzi din partea Domnului pe tot parcursul vieții. What do you treasure? Ce prețuiești tu cel mai mult? What do you treasure the most? Ce este pentru tine foarte valoros? Is it, this is the Lord speaking, is it me? Domnul întreabă, sunt eu comoara ta? Or is it, these could be anything. Sau orice alt lucru. It's always, the battle is always for our heart. Bătălia se dă întotdeauna pentru inima noastră. The battle is always for our attention and for our love. Bătălia se dă pentru atenția noastră, pentru dragostea noastră. And I want this to be an encouraging message. Și vreau să fie un mesaj încurajator pentru noi. Because as you know, all of us are can find ourselves in and out of this place. Fiindcă toți riscăm să intrăm, să ieșim din această poziție înaintea Domnului. Some days, you know, our heart is just so soft and turned toward the Lord. Multe zile inima noastră simțim că este moale înaintea Domnului. And other days, well, without usually realizing it,
Dar în alte zile, chiar fără să ne dăm seama, we'll find that things have crept in there. Vedem că alte lucruri s-au strecurat. And all of us have actually all of us experience this on an ongoing basis, I believe. Și toți ne luptăm și ne frământăm în toată viața noastră cu această luptă. Second point under the heart. Un alt lucru vis-a-vis de inimă. I believe that everybody, and I said this at the school of worship. Cred că noi toți, și am mai spus asta și la școala de închinare. I believe that everybody that's alive is a worshipper. Fiecare persoană în viață pe acest pământ este un închinător. I know here in a conference like this. Știu că într-o conferință ca aceasta. We describe a worshipper as a worshipper of God. Am descris că un închinător este cel care se închină lui Dumnezeu. And that's very true. Și e foarte adevărat. But right now I want to say it in a broader sense. Dar acum vreau să mă refer în general. Every person is a worshipper, and the reason I say that. Fiecare persoană în viață este un închinător. Is because whether you know God or not. Fie că cineva îl cunoaște sau nu pe Dumnezeu. And whether you're worshiping him or not. Fie că se închină lui sau la altceva. Everybody is worshiping something. Fiecare persoană se închină la ceva. And so if you don't have the Lord and don't know the Lord. Dacă cineva nu are pe Domnul și nu cunoaște pe Domnul, then there's something as a person, there's something there in the heart that person is worshiping. Este altceva în inima acelei persoane la care acea persoană se închină. And I mean, you can just fill in the blanks. Everybody knows it could be anything. Și poate să fie orice, oricine și orice acel lucru la care cineva se poate închina. And sometimes what is scary și este înfricoșător is even as Christians we can find ourselves not worshiping God first. Că unii creștini chiar nu se închină lui Dumnezeu în primul rând. Actually, instead of saying first, I should have said worshiping God only. Sau mai bine a zice că unii creștini nu se închină doar lui Dumnezeu. So the question is, what are we worshiping? Deci întrebarea este, cui ne închinăm noi? For us, it should be, who are we worshiping? It should be the Lord. Deci desigur că pentru noi Domnul este cel căruia să ne închinăm. Because you know God desires the heart more than the offering. Dumnezeu dorește în primul rând inima noastră mai mult decât darul nostru. In other words, he wants our heart, he desires our heart, he's after our heart. El dorește, el tânjește după inima noastră. Not the activity. Nu după activitățile care le facem. And I'll read this. This is a direct quote. O să citesc, am aici un citat. By a friend of mine, David Morris. Un prieten al meu, David Morris, a spus. He used to be my worship pastor at Mana Church. A fost pastorul meu cu închinarea în biserica Mana. And 5 years ago, he passed away and went on to be with the Lord. Cu 5 ani în urmă a trecut la Domnul. But the way he said it was, the Father is not interested in worship activities. Și a spus așa că Dumnezeu Tatăl nu este interesat în activitățile de închinare. Where hearts are not invested. În care inimile nu sunt implicate. I love that. Îmi place această exprimare. Because everything we've been doing up here and experiencing. Tot ce am făcut aici, tot ce am experimentat aici. If the heart was not invested in that. Dacă nu ne-am investit inima în toate aceste lucruri. It wouldn't mean anything. Nu au nicio valoare. Before the Lord it would be noise and the sound of clashing cymbals. Înaintea Domnului sună ca niște chimvale zângănitoare. But when our hearts are invested, when our hearts are engaged, God receives it as a pleasing offering. Însă când inimile noastre sunt implicate, Dumnezeu primește acea activitate ca o jertfă înaintea lui. Because it's actually our hearts that he is receiving. Fiindcă el primește inima noastră cu care facem acele activități. And the last comment I want to make on that is. Și ultimul comentariu aici. When and we all experience this. Și toți experimentăm așa ceva. When we find that our relationship with God feels a little bit distant. Când ne simțim distanți în relația noastră cu Dumnezeu. We can always go back and trace it to our heart having grown cold, maybe even just a little bit. Putem tot să mergem și să depistăm unde ne-am răcit. OK,
Okay, let's take just about a 10-minute break. Or do you want to go on? It's up to you. Cum ați vrea să facem? Să luăm pauză sau să continuăm acum? Go on? Okay, because we may finish up a little early, then we'll și take a long break. Și o să terminăm mai devreme. I want to look at worship. Vreau să ne închinăm la aspectul acesta al închinării. Out of our heart, as our heart is being developed. Când inima noastră crește, se dezvoltă. As our heart is, as the Lord is working in our heart and developing our heart. Și Domnul lucrează în inima noastră și ne dezvoltă. He's creating within us a heart of a worshipper. El creează în noi această inimă de închinător. And in this sense, I mean a worshipper of Him. Un închinător înaintea Lui. Mark 12:3 says, "Love the Lord your God with all your heart." Marcu 12:3 spune că să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. With all of your soul. Cu tot sufletul tău. With all of your mind and all of your strength. Cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. I believe this is the clearest biblical definition of worship right here. Cred că aceasta este cea mai clară definiție biblică a închinării. Because I want us to understand that worship is not the music. Să înțelegem că închinarea nu înseamnă muzica. That might seem kind of strange to you. I mean, you're at a worship conference. Poate că sună ciudat, mai ales că suntem aici la o conferință de închinare. But worship, let me read a definition of worship that Louis Giglio says, and I love this. Să vedem ce, cum definește Louis Giglio închinarea. He says that worship is a heart connection to the person and character of God. Zice că închinarea este conectarea inimii tale cu inima și caracterul lui Dumnezeu. It is our response, both personal and corporate. Este răspunsul nostru și personal și ca grup. To God for who He is and what He has done. Față de Dumnezeu pentru cine este El și ce a făcut El. Expressed in and by the things we say. Exprimat în și prin lucrurile care le spunem. And the way we live. Și prin felul trăirii noastre. And if you were listening, you've heard the students this week say that worship, what they've learned. Let me rephrase. There was a theme that I kept hearing from the students over and over and over. Când studenții au depus mărturii, am auzit de la ei din nou și din nou un aspect. And it was this, that one of the most important things, or maybe new things that they came to understand. Că lucrurile noi pe care le-au înțeles în școală. Is that worship is a lifestyle. Au de-a face cu faptul că închinarea este un stil de viață. It's how we live our lives before the Lord. Are de-a face cum ne trăim viața zilnic înaintea Domnului. It's how we treat others at work and at school. Felul în care îi tratăm pe colegi la serviciu și la școală. It's how we respond to the authority figures in our life. Cum răspundem la cei care sunt în autoritate în viețile noastre. Again, because worship comes from our heart. Din nou, pentru că închinarea curge din inima noastră. And the thing about all of the music, și toată muzica care o facem aici, it is a vehicle for us to be able to express our hearts of worship to the Lord. Este un mijloc prin care ne exprimăm. That's why închinarea față de Dumnezeu, doar un mijloc, un vehicul. That's why it's so powerful. De aceea este așa de puternică. Because music is a language of the soul. Muzica este un limbaj al sufletului. And so when your heart, when the heart of a worshipper is engaged, când este implicată inima închinătorului, and you're able to express that heart through song, și poți să-ți exprimi inima în cântec, it becomes a powerful expression of worship and praise to the Lord. Devine o exprimare puternică a laudei și închinării înaintea Domnului. And I just want to again overemphasize, și vreau să subliniez din nou, that the music and the songs and the singing in and of themselves are not the worship. Că muzica și cântecele și doar cântatul nu sunt în ele însele închinare. For some of us that may be a new concept. Pentru noi poate acest lucru e un concept nou. You know, we say let's go to the worship service. Noi zicem hai să mergem la serviciul de închinare. And so we can, after a while, we can just think that is the worship. Și credem că doar muzica este închinarea. Okay, let's look and see what Matt Redman says about worship. Să vedem cum definește Matt Redman închinarea. Know who Matt Redman is? Îl cunoaște, right? Cine îl cunoaște pe Matt Redman? He's just an awesome guy, awesome
worshiper of God. Este un închinător extraordinar al lui Dumnezeu. He says that worship is a response to a revelation. Zice că închinarea este răspunsul la o descoperire. And it will grow or shrink in direct proportion to our view of God. Și va crește sau se va diminua în funcție de proporția directă cu perspectiva noastră față de Dumnezeu. Did you catch that? It will grow or it will shrink. Deci poate să crească sau poate să se diminueze. In our direct proportion to our view of God. Direct proporțional cu perspectiva noastră față de Dumnezeu. If we see God in our hearts, if we see him as a big God, an awesome God. Dacă în inima noastră îl vedem pe Dumnezeu mare și extraordinar. We'll give him big worship from our hearts. Atunci din inima noastră va curge o închinare mare față de el. If we reduce God down to this nice little package that we can figure out. Dacă îl reducem pe Dumnezeu la un pachetel mic cu care știm noi să ne descurcăm. We'll give God small worship. Îi vom aduce lui Dumnezeu o mică închinare. Does that make sense? Are sens? Okay. I encourage you later on to really just read these two definitions. Vă încurajez mai târziu să recitiți aceste două definiții. I don't think right now just reading through them does it a lot of justice. Nu cred că doar o scurtă citire acum are impact. But to me they're great definitions because they really articulate what I believe worship is. Pentru mine ele însă articulează ceea ce cred că este închinarea. What do we mean by worship is a response? Cum adică închinarea este un răspuns? What I mean by it is as God reveals himself to us. Înseamnă că Dumnezeu ni se descoperă pe sine. We respond to him. Și atunci noi răspundem în fața acelei descoperiri. And so we need to see God fresh in our lives. E nevoie să îl vedem pe Dumnezeu într-o perspectivă proaspătă. He's always wanting to reveal himself to us in different ways. El întotdeauna vrea să ni se descopere în moduri diferite. And as he's revealing himself, he's giving us chances, opportunities to respond to him. Și pe măsură ce ni se arată, ne și dă ocazii să-i răspundem. And worship is always a response. Și închinarea este întotdeauna un răspuns. And what I mean is, again, as God reveals, deci pe măsură ce Dumnezeu ni se arată, and we respond, și noi răspundem, we will find that in our hearts, he will be creating within our hearts more and more of a worshiper for him. Vom descoperi că el creează în inima noastră o închinare din ce în ce mai mare pentru el. I'll share with you just a real quick testimony. Vreau să vă spun o scurtă mărturie. I went to a worship conference similar to this in 1996. În 96 am mers la o conferință asemănătoare cu aceasta. It was in Fort Wayne, Indiana. În Indiana. And it was, to be honest with you, it was one of the first times I'd ever seen this type of worship in this scale with all the guitars. Și să fiu sincer, era pentru prima dată când vedeam un gen de muzică așa cum este aici cu chitări și toate instrumentele. I mean, I had already been playing guitar, even leading worship with guitar. Cântam și eu la chitară deja și conduceam închinarea cu chitara. But in our particular church, we were still a little more leaning toward the keyboard style. În biserica noastră avem acel gen în care clapa era instrumentul principal. Not guitar driven so much. Nu chitara. And so when I went to this concert, conference, it was a vineyard conference. Și deci eram la această conferință organizată de Vineyard. Are you familiar with Vineyard? Ați auzit de Vineyard? Vineyard music? Okay. And I walked in and I saw these guys up there and they were just rehearsing at the time. Și am intrat înăuntru și erau cântăreții repetau la momentul respectiv. And I was like, wow. Și am rămas așa uimit. Guitar driven worship. Oh, închinare condusă cu chitara. There is a place for me with my guitar. Mă gândeam o să am și o șansă cu chitara mea. And I was like a kid in a candy store. Eram ca un copil într-un magazin de bomboane. And God did some amazing things in my heart that weekend. Și în acel sfârșit de săptămână Dumnezeu a făcut niște lucruri extraordinare în inima mea. And one of the things he did, are you familiar with Brian Dirksen? Și unul a fost că cunoaște cineva această persoană, Brian Dirksen? Brian Dirksen. All right, fan club right back there.
He's an amazing gifted worship leader. Este un lider de închinare foarte dăruit. And I had already been listening to his music and deja ascultam cântecele ale lui. And so I went to one of his workshops. Și m-am dus la unul dintre seminarele care le-a ținut la acea conferință. And his workshop was called The Father's Heart. Și inima seminarul se numea Inima de Tată lui Dumnezeu. And he has a real passion and ministry for the fathering heart of God. Și el în lucrarea lui are o pasiune pentru acest subiect, Inima de Tată lui Dumnezeu. And so as I went into this workshop, into this class, și la seminarul lui, and there was maybe 200 people in there. Erau vreo 200 de oameni. But I immediately noticed, I got there about 15 minutes early. Am ajuns mai devreme cu 15 minute. And I immediately noticed that there was like this there was this charge in the air, in the atmosphere. Imediat am simțit o încărcătură, parcă era o încărcătură electrică în atmosferă. And you know, I didn't immediately recognize it was the Holy Spirit about to move. Nu mi-am dat, n-am zis imediat că e Duhul Sfânt acolo. But at some point during his workshop, as he was speaking on the Father's heart, the Heavenly Father's heart. Dar când a început să vorbească despre inima de Tată al Dumnezeu. And I noticed, I recognized, and I thought, "Oh Lord, you're here." Și atunci am simțit imediat, Doamne, tu ești aici. And so anyway, he just shared his heart with us for probably 45-50 minutes. Și a stat de vorbă cu noi cam vreo 45 de minute. And his journey with God and what God had done in him in that area. Despre călătoria lui cu Dumnezeu și ce anume a făcut Dumnezeu în viața lui în acest domeniu vis-a-vis de inima de tată. And so at the very end, he opened up the altar. Și la final a făcut o chemare la altar. For those that wanted to experience more of God and come into a relationship of knowing him as their father. Pentru cei care doreau să-l cunoască pe Dumnezeu mai profund ca și tată. And for me that was, well, I had never even thought of it that way. Și pentru mine era foarte interesant că nu mă gândisem la Dumnezeu în felul în care a exprimat el. I mean, I knew God is, you know, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Știam pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. And I guess I just thought, okay, well Jesus is the good guy. Și mă gândeam că Iisus este tipul cel bun. That keeps the Father from pounding me when I do things wrong. Care îl ține pe Tatăl să nu mă pleznească când fac ceva rău. Can anybody relate to that? Poate cineva să se identifice cu mine? Yeah. So anyway, at that time I think, and I had been a Christian for maybe 14 years already. Și la momentul respectiv eram creștin de vreo 14 ani. And I found that if I messed up or sinned or something, I would feel just condemned for days. Și dacă greșeam sau păcătuiam, mă simțeam condamnat zile la rând. And so there I am in this workshop and all these people were down front at the altar being prayed over. Și deci eram în acel seminar și oamenii au început să iasă în față și alții se rugau pentru ei. And I really didn't feel any I didn't feel like the Lord was telling me to go down front. Și nu simțeam ca și cum Dumnezeu mă trimitea în față. And so I was about middle way back singing I was about middle way back. Și stăteam în scaunul meu pe la mijloc și cântam. And Brian Dirksen was singing a real nice worship song with his guitar. Și Brian Dirksen cânta la chitara lui un cântec foarte frumos. And the people were being prayed over down front. Și oamenii primeau rugăciune acolo în față. And very unexpectedly, as I was just there minding my own business. Și în mod neașteptat, în timp ce eram în scaunul meu și îmi vedeam de treabă. The Lord just showed up right in my seat. Dumnezeu a venit la mine acolo în scaunul meu. And what I mean is, as I stood there with my eyes closed, in my mind I could see this. Adică stând acolo cu ochii închiși în mintea mea am văzut un lucru. I could see what was like a light that was just opening up from up above. Am văzut o lumină care a apărut de sus. And it was just coming and shining right into my heart. Și cobora și strălucea chiar în inima mea. And as I was picturing this, I was literally experiencing God's love being poured right into my heart. Și în timp ce vedeam aceasta cu mintea mea, dragostea lui Dumnezeu mi-a copleșit inima. And right there in just
a moment. Și chiar acolo într-o secundă. At the time I didn't really understand it. I can look back now and see some of what God was doing. Și nici nu înțelegeam exact ce se petrece în momentul ăla. But he was bringing healing to my heart. Dar el îmi vindeca inima. And he was helping me to see that God the Father, he was helping me to see and understand the love that God the Father has for us. El m-a ajutat să înțeleg dragostea de tată care o are el pentru noi. And I was able to recognize him as a compassionate, loving father. Și am început să-l înțeleg ca pe un tată plin de compasiune și de iubire. Not one that was ready to pound me down if I slipped up. Nu un tată care mă pedepsea de fiecare dată când greșeam. And so again, I give you that story because I said worship is a response. Și v-am povestit aceasta pentru că am zis că închinarea este un răspuns. And so as God revealed himself to me in that way, deci Dumnezeu mi s-a descoperit mie în felul acela, I couldn't help myself but to begin to respond back to him. Și eu nu m-am putut abține, ci am început să-i răspund. And that right there is a picture of what we mean, or what I mean when I say worship is a response. God reveals and then he gives us an opportunity to respond. Asta a fost o ilustrație a ceea ce am vrut să spun, că Dumnezeu ne se descoperă și noi îi răspundem. Now obviously it doesn't have to be that big and dramatic. Desigur că nu se întâmplă întotdeauna așa de dramatic. God's wanting to reveal himself to us every day in little things. Vrea să ne se descopere în fiecare zi, chiar și prin lucruri mărunte. And this is how worship becomes a lifestyle. Și în felul acesta închinarea devine modul nostru de viață. As we daily are on our journey daily. În această călătorie zilnică a vieții noastre. We walk with God intimately. Umblăm cu Dumnezeu într-un mod apropiat intim. The whole while he is developing our heart. Și el ne dezvoltă inima, omul nostru dinăuntru. And I'll say this, hey, I haven't figured this out either. I haven't figured out how to do it right every day. Și nici eu și nimeni nu știm cum să facem lucrurile perfect în fiecare zi. I have as many bad days as I do good days, maybe more bad days. Am și zile bune, am și zile rele, poate am mai multe zile rele. But again, you know what? We're on this journey for the long haul. Dar suntem în această călătorie pe termen lung. I've heard it said that God is more concerned about our journey and the direction we're moving. Dumnezeu este interesat de direcția în care se îndreaptă călătoria noastră. Than he is about our final destination. Mai mult decât în felul în care se încheie. I mean, he's concerned about our final destination and he's made a way for us to get there. El este interesat în destinația noastră și cum să ajungem acolo. But he's very interested in our journey. Însă este foarte interesat de călătoria zilnică. Because it's on our journey where our character is formed and developed. Fiindcă acolo se dezvoltă și se formează caracterul. Our final progression. Deci ultimul pas din progresia noastră din chenar de acolo. Well, I say final, I don't know if this is final or not, but nu știu dacă e ultima cu adevărat, dar for my teaching it's the final progression. Pentru seminarul nostru este ultimul pas. You know, as we are worshipers of God, I believe the next step is our reverence for God. Pentru noi închinători al lui Dumnezeu, ne dezvoltăm mai departe într-o stare de reverență în fața lui. As the Bible says, walking in the fear of the Lord. Umblăm în teama de Domnul, zice Biblia. And you know what I mean, not being afraid of God. Deci nu că ne frică de el, nu acea frică negativă. But revering God. Ci o reverență față de Dumnezeu. Having an awe of God. Stăm în uimire față de el, în adorare. Matt Redman one time said, I heard him say this. L-am auzit pe Matt Redman spunând. He said that the word awe. Că acest termen când stai într-o stare de uimire sau de adorare. Is way over. No, the word awesome. Is that a big word? Zicem că Dumnezeu este minunat sau este extraordinar. Like. Okay, so it won't really have the same.
Okay, let me say it to you this way. Awesome. Okay. The word awesome, Matt Redman says the word awesome because, okay, in America, everything is awesome. În America se folosește foarte des acest termen. Totul este awesome, you know, sau extraordinar. Yeah, yesterday, super. Yeah, yesterday, you know, we might say, man, I had an awesome hamburger. Unul poate să zică, am avut un hamburger awesome, foarte bun. Or those shoes you got are awesome. Sau încălțămintea aia pe care o ai este extraordinară. So, you know, over, for us, we use that word just as part of our vocabulary. Noi am banalizat acest termen, e foarte mult parte din vocabularul nostru. And Matt Redman says, you know, that word awesome needs to be recaptured for God. Și Matt Redman a spus că trebuie să recuperăm acest cuvânt și să-l folosim pentru Dumnezeu. Because he is the one, he is the only one that is truly awesome. Fiindcă el este singurul care este cu adevărat extraordinar. So, I said that because what I'm talking about is reverence and awe of God. Și eu mă refer la reverență, la o adorare, o uimire în fața lui Dumnezeu. As our eyes are open and we catch a greater glimpse of God, când ochii noștri sunt deschiși și captăm din cine este Dumnezeu, we are awestruck by his greatness and his majesty and his splendor. Suntem uimiți de splendoarea lui, de maiestatea lui, de măreția lui. Psalm 33:8 says, let all the inhabitants of the world stand in awe of him. Psalmul 33:8 spune ca toți locuitorii pământului să stea în uimire față de el. Psalm 66:1-3 says, shout with joy to God, all of the earth. Psalmul 66:1-3 spune ca să strige de bucurie înaintea Domnului tot pământul. Sing the glory of his name and make his praise glorious. Cântă pentru gloria numelui său și fă ca laudele lui să fie glorioase. Say to God, how awesome are your deeds. Spune Domnului, cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne. So great is your power. Așa de puternică, așa de măreață este puterea ta. And I said this earlier, but sometimes we can, in our worship of God, am zis și mai devreme că uneori în închinarea noastră, we tend to, let me say it this way, if we don't see God as, just like the Bible says, sau să zic că dacă nu-L vedem pe Dumnezeu așa cum Biblia ni-L arată, in his greatness and in his splendor and in his majesty, în măreția Lui, în splendoarea Lui, if we don't see him that way, then what we do is we make God, we bring God down into this something we can wrap our hands around, someone we can wrap our hands around. Atunci îl transformăm pe Dumnezeu, dacă nu-l vedem așa cum ne arată Biblia, în ceva care putem să-l împachetăm cu mâinile noastre. And I'm just trying to create a word picture here. Obviously, we don't do that literally. Încerc să creez doar o ilustrație. You know, we can never fully comprehend God or who he is. Nu vom putea cu adevărat să-l pricepem pe Dumnezeu cine este el. I mean, his greatness, his power goes on forever. There is no limit. Puterea lui, măreția lui se întind pentru totdeauna, nu are limite. In our Milky Way, there's a star and they call it the IRS-7. IRS-7. În Calea Lactee este o stea numită IRS 7. And they say that it's 100,000 times brighter than the sun. Și ei spun că este de 100.000 de ori mai strălucitoare decât soarele. It's just it's so far out there, you know, we don't, obviously we don't see it. Dar este la foarte mare de pământ. Okay, next slide. Okay, there it is. There's the mm-hmm. That's the actual picture. Este o poză capturată a acelei stele. Yeah, that's the star that's 100,000 times brighter than the sun. Și este deci de 100 de ori mai strălucitoare decât soarele. Okay, next slide. Okay, there's also in our Milky Way, in our neighborhood, there is a star that has 10 million times the power of our sun. În Calea Lactee există o altă stea care este de 10 milioane de ori mai puternică decât soarele. Isn't that amazing? Nu e așa că este uimitor?
Remember, God created all this. Dumnezeu a creat toate acestea. And again, I'm showing you this just to have a reference point to think about the greatness of God. Și spun aceste lucruri ca să ne facem o idee despre cât de puternic este Dumnezeu. Okay. Now go back. Go back. This picture here is another galaxy. Este imaginea unei alte galaxii. It's called, they've named it the M31. Se numește M31. And these pictures were taken by the Hubble telescope. A fost făcută poza cu telescopul Hubble. So that is a true picture. Este a real o picture. Poza adevărată. But that's a picture of that entire galaxy M31. Este poza galaxiei M31. And they estimate that it is 2 million light years away from our galaxy. Se estimează că este la distanță de 2 milioane de ani lumină față de Calea Lactee. And it's actually the next closest galaxy to our galaxy. Și este cea mai apropiată galaxie de galaxia noastră. And again, nobody really knows, but they estimate that there are 1.5 billion galaxies. Se estimează că există 1,5 miliarde de galaxii. Is your brain fried yet? Mi s-a ars creierul? I mean, you know, at some point I have to stop because I just get a headache. Eu trebuie să mă opresc că mintea mea nu poate să mai continue, mă doare capul. But it just... Where's heaven around here? Oh, heaven. Pe unde You're asking me? Pe mine mă întrebi. Yeah, so many galaxies. See, if I try to answer that, when I finally get to heaven... And the Lord says, and I come into account for things I have said. I don't want to answer for that one. Nu vreau să răspund la această întrebare, că o să stau în fața Domnului și o să-mi pună răspunsul meu în față și nu e bine. You know, I just wanted to show you this again. And maybe I'm repeating myself, but I wanted to show you this because I think it's important. Poate mă repet, dar am vrut să vă arăt aceste imagini, fiindcă e important. Because it's a great... He's a great God that we worship. El este cel care ne închinăm, este un Dumnezeu extraordinar. And before I close, I'm going to read three scriptures. Și înainte să încheiem, vreau să citesc trei versete. And as I read them, think about what you've just seen here. You can leave the pictures up too. Poate să rămână imaginile și în timp ce citim aceste pasaje, să ne gândim la ce am văzut. Hey guys, in fact, while I'm reading these, maybe just start it again from the beginning, just kind of scroll through really slow, okay? Just at your own convenience. Listen to these scriptures. I don't know if they're written there or not. All of them? All three of them? Și avem pasajele scrise și putem să le urmărim. Oh, so should I read them? Yeah. Okay. Psalm 33:6-9. By the word of the Lord were the heavens made. Psalmul 33:6-9. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului. Their starry host by the breath of his mouth. Și toată oștirea prin suflarea gurii lui. For he spoke and it came to be. El a vorbit și totul a luat ființă. He commanded and it stood firm. El a poruncit și toate stau în picioare. Here's one of the things that to stop and realize. Iată unul din lucrurile la care stau și mă gândesc. These 100 billion stars. Aceste sute de miliarde de stele. These 1.5 billion galaxies. Acest 1,5 miliarde de galaxii. The Bible says he spoke them and they came. He spoke it and they came to be. Biblia zice că Dumnezeu a vorbit ca ele să ia ființă și așa s-a întâmplat. Now think about how powerful he must be. Gândește-te cât de puternică poate să fie această vorbă a lui Dumnezeu. How great he must be. Cât de măreț este el. And yet he's actually greater than that. Și el este mult decât atât. Because if that was the extent of his greatness, că dacă aceasta este o extensie a măreției lui, then he still couldn't be God, because if he was God, if there was an extent to his greatness, he couldn't be God. What do you mean? Let me move on. What I'm saying is his greatness has no limit.
Ce vreau să spun este că măreția lui nu are limite. It's getting too deep for me now, I think. Intrăm prea în profunzime acum. Isaiah 40:26 says. Isaia 40:26. Lift your eyes and look to the heavens. Ridicați-vă ochii și priviți cerurile. Who created all these? Cine a creat toate aceste lucruri? He brings out the starry host one by one. El cel care cheamă oștirile cerului pe nume. And calls them each by name. Una câte una. Because the kingdom of God is here, the kingdom of God is in our hearts. Că împărăția lui Dumnezeu este aici, este în inimile noastre. And the kingdom of God is now. Este acum aici. Yet the kingdom of God is future. Și totuși va urma să vină. And to get any deeper than that, we'll get into a deep theological discussion. We're not going to do that. Continuăm în direcția asta, o să ajungem să facem teologie acum. I'm not a theologian. Yeah. But what you said is correct. E foarte corect ce a spus, așa este. That was good. That was a good answer. Foarte bine. Okay, that's it, huh? I'm glad you guys stuck around. Mă bucur că am fost împreună. Have a great afternoon. Să aveți o după-amiază bună în continuare.